Vă rog, da, veniți mai în față ca să ne auzim mai bine. Aș începe prin a vă felicita pentru curajul dumneavoastră, pentru că e un mare curaj să vede treaba, să vii la o acțiune culturală dacă ningi un pic în București. Și de asemenea este un mare curaj să vii la o acțiune culturală care se află sub un titlu destul de filozofic. Și poate că descurajant, atât pentru generația Revoluției, cât și pentru noua generație de români. Vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi și trag în gând să fie o seară câștigată, una cheltuită în vară. Voi încerca să intru în subiectul acestei întâlniri, fără prea multe floricele, și voi începe prin a încerca să răspund la o întrebare pe care am pus-o și în promovarea evenimentului. Ce este o generație? Nu vă voi da toate definițiile care au fost oferite de diversi gânditori și publiciști, pentru că ar fi destule și poate că niciuna convingătoare sau niciuna cuprinzătoare. Vă voi spune ce cred eu, că de-aia ați venit pentru mine să mă vedeți și să vă vorbesc. Ce cred eu că este o generație? O generație este legată nu doar printr-o apropiere de vârstă, ba chiar vârsta ar putea să conteze mai puțin, la un moment dat, ca aliant al unui grup de oameni dintr-un anumit moment dat al istoriei. Mai mult decât vârsta, contează, în opinia mea, ce animă acel grup, ce valori, ce principii și dacă acel grup are un ideal comun. Aceste caracteristici fac din el o generație. Și nu un grup oarecare, sau nu îi lasă ca pe niște indivizi răzleți care traversează această viață fără un scop precis sau doar cu scopuri personale. Hai să nu le spunem meschine, dar în orice caz foarte pământești. Din acest punct de vedere, putem vorbi despre cei care au făcut Revoluția în 1989, pentru că a fost o revoluție, în opinia mea, care după aceea a fost confiscată, dar e un lucru pe care nu vreau să aprofundez astăzi. Cert este că a fost o izbucnire de revoltă a unei categorii de români și se întâmplă ca majoritatea lor să fi fost tineri. Și foarte tineri. Unii chiar aproape copii, de 14-15 ani. Și din perspectiva definiției pe care am încercat să o dau generației, ei, da, alcătuiesc o generație, pentru că ei au fost în stradă atunci mânați de același gând, de aceleași năzuințe, de același dor pentru libertate, de aceeași dorință de a schimba în bine viața lor și a celor de lângă ei. Generația Revoluției a arătat
că este o generație solidă, că este întemeiată pe anumite principii, că își guvernează viața după ele, și în anii imediat următori ai Revoluției, prin aceea că au participat la fenomenul piața universității, cea mai mare, cea mai ca durată în timp și ca proporție, ca număr de participanți, manifestare de protest care a avut loc vreodată la noi. O manifestare care urmărea nu creșterea veniturilor, nu vreo ambiție politică, ci pur și simplu urmărea să elibereze această țară din sclavie. Urmărea să ducă România pe drumul libertății mai repede decât ar fi vrut să o ducă numărul 2, 3 și 4 din Partidul Comunist și din Securitate. Tot această generație a făcut posibilă ascensiunea la putere a Convenției Democratice în 1996. Nu contează rezultatele guvernării acelei coaliții, contează că pe valul acestui tineret înflăcărat a ajuns Convenția la putere. După aceea s-a mai stins, pentru că dezamăgirile au fost mari, și pentru că oamenii au considerat că mi-a venit să ocupe de cele ale lor personale, au venit valuri de vieții peste ei și nu s-au mai dedicat așa de mult acțiunilor publice. Sau au făcut acțiuni publice mai puțin vizibile. În orice caz, nu mai părea că acea generație este animată de o solidaritate de grup. Dar undeva de sub lucra și roadele ei se văd pentru cei care sunt atenți. Se văd până azi. Aceasta este generația Revoluției. Noua generație de astăzi, care să spunem că ar fi de la copii de adolescenți de 5, de 16, de 17 ani, la tineri de 25, ca să luăm așa niște repere de vârstă, dacă vreți dumneavoastră neapărat, este în adevăratul sens al cuvântului o generație, este ea animată de crezuri comune, de valori și principii comune. Vrea ceva, are un ideal, o țintă pentru viața ei, de grup, mă refer. N-aș putea să spun cu exactitate, dar dacă mă iau după anumite semne, aș spune că da. Numai că această generație, ca și precedentele, ca și aceea Revoluției, ca și cele din interbelic care au făcut gloria istorică și culturală a țării noastre, nu este majoritară. Și nici nu e cazul să fie majoritar. Poate de aceea nu este nici foarte vizibilă. Eu i-am spus, pentru că am afinități comune, sunt cumva în același duh cu acești tineri, noua generație conservatoare. Este aproape un oximoron, să zic așa, să spui de noua generație că e conservatoare, te gândești că acest fel de a privi viața conservator, care nu este întâi politic, ci este întâi filozofic și apoi politic, ar fi mai degrabă apanajul celor maturi. Ei bine, educația bună face ca și oamenii foarte tineri să aibă valori și principii conservatoare, în opinia mea. Și am identificat destul. Chiar sunt în contact mijlocit cu o bună parte dintre ei.
ei îmi dau speranță și în ei văd că există anumite ecouri ale năzuințelor generației Revoluției. Ceea ce mă umple de bucurie și de speranță în același timp. Bineînțeles, îmi fac iluzii. Nu cred că tânăra generație conservatoare va veni prin un val uriaș de simpatie și o forță nesăvârșită și va impune un alt stil de viață românească, să spunem așa, de azi pe mâine. Dar faptul că ea există e destul. Putem să sperăm că vom vorbi despre ce înseamnă patriotism, credință în sens religios, familie, națiune și despre toate celelalte valori care sunt în doctrina, să spunem, conservatoare și peste 20 și peste 40 de ani. Acum, asta a fost o scurtă introducere pe care mi-am îngăduit să o fac în subiectul conferinței noastre, care conferință de fapt un soi de discuție în jurul unei cărți pe care o semnez. Și să vă spun ceva despre cartea cu pricina. Cartea aceasta este o colecție de articole și nu a fost scrisă ca o carte pe sine sărbătoare, ci a pur și simplu este o antologie. Găsea o alcătuire în timp care dă seama despre un mod de a gândi. În speță al meu. Am răspuns unor provocări de-a lungul timpului în mai multe publicații locale și centrale din România privind lămurirea unor chestiuni la ordinea zilei atunci, unele dintre ele fiind de la ordinea zilei și astăzi, dar nu din perspectiva evenimentului imediat, ci din perspectiva resorturilor lui lăuntrice, a mecanismelor intime care îl motivau. Așa se face că aceste articole puse pe anumite secțiuni alcătuiesc nu doar o radiografie a României ultimilor 30 de ani, dintr-o perspectivă conservatoare, ci și un soi de îndrumar doctrinar conservator. Scuze. Noi de la emoții ce zonă atenție, dar și dacă ar fi fost de la emoții, poate că era scuzat. Da. De ce am făcut această carte? Nu să văd numele pe ea, asta mi se pare chiar futil. Nu pentru că aș fi vrut să fac bani din ea, pentru că de obicei cărțile nu adun bani, ci consumă bani. O cred foarte necesară, atât generației care a făcut Revoluția, ca să-și amintească de momentele ei de glorie și de luptele ei și ca să mai primească puțină putere să-și continue eforturile de eforturile în sensul interesului național. Și deopotrivă este adresată generației tinere care trebuie să aibă o temelie de gândire în acțiunile ei. Nu poate să acționeze la întâmplare, pentru că atunci nu doar că riscă să rateze obiective importante, dar riscă să și compromită anumite ideale. Însă, dacă știe în ce crede, de ce crede într-un anumit fel și ce trebuie să facă în virtutea acestei credințe, atunci cred că există premisele unui succes. Cum s-ar contabiliza acest succes din punctul meu de vedere?
Astfel, generația nouă de astăzi să nu mai fie consumată de istorie, așa cum s-a întâmplat cu alte generații de români, ci să facă istorie. E un cuvânt mare, dar până la urmă, la asta suntem chemați, dacă vrem să trăim cu adevărat și nu doar să viețuim la arvar. Suntem chemați să ne preocupe destinul național și mântuirea noastră, personală și comunitară. Așteptările mele, deci, legate de această carte, sunt, pot fi împlinite doar de evoluția noii generații și nu a noii generații în sens larg, cum am spus, ci a noii generații de orientare conservatoare. Acest îndrumar este, după cum unii dintre dumneavoastră deja ați văzut, împărțit pe anumite secțiuni, care arată preocupările mele, dar care arată și marile repere conservatoare. Și anume, familie, națiune, stat care este piatra de potignire pentru mulți, pentru că unii cred că sunt conservatori sau sunt socialiști sau sunt liberali și nu sunt astfel și se vedesc altfel prin felul în care se raportează la stat. Nu în ultimul rând, credința creștină, care este proprie poporului român, care este element fundamental identitar al poporului, al neamului românesc, să-i spun, mai adevărat, și care este motorul principal al oricărei acțiuni sociale. Pentru că credința aceasta nu se trăiește de unul singur, nu se trăiește în intimitate, decât în anumite momente. Ea se trăiește plenar în comunitate. Acolo, în comunitate, te împărtășește Sfintele Taine, acolo trăiește bucuria întâlnirii cu Hristos, cu adevărat, sub forța rugăciunii, în comunitate, în grup. Aș mai spune că am toată nădejdea că această carte nu este nici prea dificilă, nici prea voluminoasă și în niciun caz prea scumpă pentru tinerii care sunt interesați să facă ceva bun cu viața lor. Sigur că poți să faci multe lucruri bune în viață, dar eu nu îndrept neapărat lumea de la sănătate sănătoasă. Pentru că, în esență, conservatorismul, ăsta este un stil de viață, întâi de toate. Este roda unei gândiri, a unei raportări după anumite repere la viața noastră în general, la societate și la tot ce contează în societate. Întâi de toate, asta este și după aceea poate fi și orientare politică, pentru că în virtutea acestei gândiri găsim soluții politice, adică soluții de mai bine pentru cetate. Asta înseamnă politică. Bineînțeles că astăzi acest înțeles și iertați repetiția nu mai este lesne acceptabil, pentru că oror politicienii noștri au făcut din numele de politică unul de ocară prin felul în care o practică. Însă dacă ne întoarcem la etimologie și ne întoarcem la adevărul conținut în acest
cuvânt, atunci știm că este, că vorbește despre grija pentru cetate, adică, dacă vreți, un fel de a te implica pentru slujirea binelui public. Sper că n-am fost foarte lung și în niciun caz prolix. Sper că nu v-am plictisit cu acest cuvânt. Sunt foarte nerăbdător dacă există, la un moment dat, întrebări din sală, să răspund, pentru că sunt convins că sunt lucruri pe care nu le-am abordat în micul meu discurs. Și acum o să-l introduc pe prietenul Sorin Lavi, care este prefațatorul cărții.